Polițiștii din Constanța ies din nou în stradă. Aceștia sunt nemulțumiți de măsurile luate recent de actuala conducere a instituției. Angajații susțin că s-au trezit peste noapte cu sarcini în plus și un nou program de muncă. Dar mai multe despre acest subiect discutăm acum cu Dan Saltelechi, vicepreședinte Europol. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal. Bună dimineața și noi vă mulțumim. Care sunt mai exact principalele nemulțumiri pe care le au polițiștii constanțeni? În acest moment trebuie să înțelegem că avem de-a face cu un moment istoric pentru IPJ Constanța, întrucât polițiștii protestează la propria lor inițiativă, fără ca acest eveniment să fie organizat de vreun sindicat anume, iar principalele lor nemulțumiri se referă strict la creșterea atribuțiilor pe care trebuie să le desfășoare zilnic, care sunt generate de deficitul de personal, care până la acest moment nu a fost acoperit sub nicio formă, iar în viitorul apropiat sunt extrem de slabe șansele pentru a fortifica, să zicem, numărul de efective ale IPJ-ului Constanța. Mai mult decât atât, în această perioadă, ca urmare inclusiv a reorganizării acestei unități de poliție, se dorește modificarea programului de lucru fără consultarea polițiștilor și acest lucru nu face altceva decât să le îngreuneze inclusiv capacitatea de refacere fizică până la urmă după o tură de noapte, spre exemplu, pentru că din momentul în care s-au gândit să modifice programul din ture de 12-24 în schimburea câte 8 ore de 3 ori pe zi, automat că succesivitatea stării de veche somn este una și mai mare, din nefericire. Toate aceste aspecte au fost comunicate actualului inspector șef, care, din câte am înțeles de la colegii noștri, nu a avut altceva mai bun de făcut decât să se ducă în vizită, să ia pulsul la subunitățile de poliție, pentru a vedea care este starea de spirit a colegilor noștri, iar acesta a avut inclusiv onoarea să viziteze celebrul container de la Vama Veche, ocazie cu care nu a găsit de cuvință decât să atragă atenția unor colegi că acolo ar fi fost ceva praf în interior, deși acel container nu a mai fost folosit de câteva luni de zile. Deci, practic, reforma aceasta de la IPJ Constanța nu va aduce, să zicem, înlocuirea acelui container care reprezintă, dacă vreți, o rușine pentru imaginea poliției constanțene, ci pur și simplu se îngrijește ca acesta să fie menținut, să zicem, curat. De când este această situație la IPJ Constanța? Spuneați că este un deficit destul de important de personal acolo. Deficitul de personal de la IPJ Constanța s-a acutizat începând cu anii 2006-2008. De atunci au existat valuri de pensionări masive din sistem și nu au putut efectiv să acopere găurile rămase, pentru că profesia aceasta a devenit neatractivă, inclusiv prin prisma elementelor salariale extrem de precare, dar și din cauza faptului că avem condiții de muncă destul de insalubre. Mai mult decât atât, județul Constanța este unul într-o continuă dezvoltare. Arterele rutiere se dezvoltă, persoanele, populația înregistrează creșteri, iar numărul de polițiști efectiv scade. Și atunci, automat că ai o stare care până la urmă nu poate să asigure siguranța cetățenilor, pentru că efectivele pe care le ai la dispoziție sunt extrem de reduse. Degeaba se duce ministrul Cătălin Predoiu, secretarul de stat de Spescu sau inspectorul șef de la IPJ Constanța înainte de sezonul estival să ne arate la TV ce flotă impresionantă de mobilitate avem, să avem o revistă de front în care să constatăm că avem la dispoziție foarte multe trupe, cum ar fi colegi din jandarmerie, poliția de frontieră, imigrări, poliție română, deși noi vom înregistra evenimente negative, cum a fost cel de la 2 mai, pentru că noi nu avem oameni suficienți pentru a gestiona aceste mijloace de mobilitate. Bun, iar acum vă gândiți să ieșiți în stradă. Când s-ar putea întâmpla acest lucru? Pe 31 ianuarie vor ieși colegii noștri în stradă. Așa cum am precizat anterior, nu este o mișcare pe care să-și o asume vreo organizație sindicală, iar revendicările acestora sunt referitoare la modificarea programului de lucru, pentru că aceștia vor să lucreze în ture de 12-24 ore și, bineînțeles,
diminuarea numărului de sarcini și o reorganizare a acestor atribuții, pentru că efectiv ajung să nu mai facă față problemelor zilnice de serviciu.